The Like sau Vin după tine. Criminali, serie din România. Asasinul de anul nou. Un criminal analfabet din Buzău, Grigore Uruc, a ucis doar în noaptea dintre ani și numai copiii ai străzi. Din acest motiv și-a căpătat porecla de asasinul de anul nou. Trupul neînsuflețit al unei copile de 14 ani a fost descoperit în interiorul unei centrale termice din Buzău pe 2 ianuarie 1985. Cadavrul fetiței era străpuns de multiple lovituri de cuțit. Anchetatorii și-au dat repede seama că aveau de-a face cu un psihopat, deși copilul murise în urma primei lovituri de cuțit, asasinul cu minte bolnavă continuase să-i schingiuiască trupul rămas fără viață. Polițiștii au aflat că victima era un copil al străzii pe nume Cerasela Dimineț. Un an mai târziu, tot în noaptea de Revelion, un alt copil al străzii în vârstă de 13 ani a fost găsit mort în apropierea școlii generale numărul 4 din Buzău. S-a crezut într-o primă fază că băiețelul a fost victima unei haite de câini vagabonzi. Trupul lui fusese sfintecat de colții unor patrupede. În urma închetei declanșate s-a descoperit însă că băiețelul fusese ucis prin înjunghieri repetate ca și Cerasela. La Revelionul din 1987, toată poliția era în alertă, ceea ce oamenii legii anticipau că se va întâmpla s-a adeverit. La câteva ore după trecerea noului an 1987, s-a descoperit un nou cadavru, Cosmin Gruiu. Un copil al străzii în vârstă de 14 ani a fost descoperit mort. Fusese înjunghiat cu un cuțit de numai puțin de 24 de ori. Nici de data aceasta criminalul nu a fost găsit, iar dosarul s-a închis cu autor necunoscut. Criminalul a fost prins în noaptea de Revelion din 1988, însă după ce acesta făcuse și o a patra crimă, în aceeași noapte ucisese o fetiță în vârstă de 13 ani, la fel înjunghiată de multiple ori. Grigore Uruc a fost condamnat la moarte și executat în același an, la data de 11 iunie 1988. 4. Andrei Berilă, ucigașul brutarilor. Este unul dintre cei mai odioși criminali din istoria României. Victimele favorite ale lui Berilă au fost, din motive numai de el cunoscute, brutari. Vremea în care a acționat a ucis 20 de brutari, modul de operare al criminalului fiind de fiecare dată același. Berilă își analiza victimele, afla unde țin brutarii banii și ataca noaptea. A fost prins și condamnat, dar acesta a reușit să evadeze cumva. Ucigașul evadat din închisoare se angajase ucenic la un brutar în 1947, în apropierea orașului Slatina. Polițiștii l-au imobilizat noaptea în timp ce dormea și l-au întemnițat din nou. Se spune că asupra lui a fost descoperit și cuțitul cu care pregătea să-l omoare pe brutarul care l-angajase. Omul cu ciocan. Miliția a reușit cu greu să prindă pe criminalul care, vreme de 3 ani, a întreținut teroarea la Cluj. După o scurtă împotrivire, a privit uimit în jur zâmbind cu nevinovăție. Dacă puteți, apărați-mă de diavol. El mă stăpânește și numele meu a făcut totul, a spus Vereș. Femeile și copiii cu care se purta foarte bine în perioada de luciditate au fost cei împotriva cărora omul cu ciocanul și-a descărcat întreaga agresivitate. Diavolul mă lega, apoi îmi fura înfățișarea și omora, declara Vereș. Prima victimă a omului cu ciocanul a fost descoperită în apele Someșului, pe 11 septembrie 1972. Rănile produse de ciocanul erau vizibile la prima vedere. Victima era o femeie frumoasă cu părul lung și negru, ochii verzi și trup bine proporționat. Părea victima unui nec. Când a fost găsită, femeia era complet dezbrăcată, urmând pista unui posibil conflict cu iubitul, încheiat prin uciderea ei. Anchetatorii au pierdut repede firul, iar dosarul a fost așezat în rafturile pentru infracțiuni cu autor necunoscut. La puțin timp după prima victimă, Vereș a atacat din nou. Și de această dată, victima a fost o femeie ucenică la cooperativa Blănarul, din Cluj. Crima s-a petrecut pe 7 octombrie 1972, în jur orei 6:30. Satana m-a îndemnat, brațul satanei s-a subțiat și s-a transformat în ciocan care a lovit, a spus Vereș la anchetă.
Din fericire, deși fuseseră lovită de 4 ori, femeia a supraviețuit, dar nu s-a mai simțit niciodată în siguranță în locuința ei. Vereș a atacat o altă femeie gravidă în luna 8-a. Din fericire, aceasta a fost găsită la timp și salvată. Prea târziu s-a constatat că pentru a scăpa de urmărire, ciocănarul își modificase înfățișarea, își vopsise părul, apoi a lovit din nou. De această dată a ucis un copil, Ana Valentina Florea, elevă în clasa a doua, pe 5 decembrie 1972. Deghizat în soldat, Vereș a așteptat în fața casei de pe strada Mașiniștilor 74, până s-a asigurat că toți ai casei plecaseră, iar Ana rămăsese singură. S-a folosit și de această dată de ciocan. Omul cu ciocanul a lovit pe fetița de numai 8 ani, a violat-o, apoi a incendiat un șifonier și s-a făcut nevăzut. La câteva zile după uciderea Anei Valentina Florea, Vereș a atacat o femeie în piața 1848. Rănile suferite de Ana Biro, vânzătoarea la magazinul de pâine din piață, au fost superficiale. Nici a 6-a victimă, Ileana Olteanu, atacată în liftul unui imobil de pe strada Horea, în timp ce se întorcea acasă, nu a suferit traumatism grav. Mai sunt multe femei atacate cu ciocanul lui Vereș, dar nu vreau să ne lungim. Trebuie să știți că a ucis peste 20 de femei și copii și a atacat alte câteva zeci. Pe locul 2 l-avem probabil pe cel mai cunoscut criminal în serie român, Ion Râmaru. Criminalul în serie Ion Râmaru a ținut sub teroare Bucureștiul un an întreg, între 1970 și 1971. Născut în 1946, asasinul a fost admis la 20 de ani la Facultatea de Medicină Veterinară din București. Nu a reușit niciodată să finalizeze studiile, iar colegii săi mai mult îl evitau pentru că era o fire ciudată, care atunci când se enerva, se tăia pe mâini și pe picioare. Prima victimă a fost găsită în 1970, o femeie care a fost omorâtă, iar mai apoi violată. Ion Râmaru nu se numără printre asasinii cu un număr mare de victime, însă e considerat unul dintre cei mai sângeroși care i-a cunoscut România, supranumit Vampirul din București. Studentul și-a săvârșit faptele cu violență și sadism, obișnuia să-și muște victimele și să le sugă sângele, pe toate le-a violat, pe unele chiar și după ce au murit. Deși i s-a făcut un portret robot după amprentele dentare, pentru prima dată în istoria României, acesta nu a fost găsit până când acesta nu a scăpat din greșeală o adeverință medicală lângă ultima sa victimă. A fost arestat direct din căminul studențesc și împușcat în curtea penitenciarului Jilava. Pe locul întâi o avem pe Vera Renzi, o femeie de naționalitate română-ungară, personaj diabolic, misterioasă și de o frumusețe ireală, care lua mințile bărbaților. Vera Renzi, născută la sfârșitul secolului al XIX-lea la București, a rămas în istoria criminalisticii drept cea mai odioasă criminală. Vreau să vă spun că puteți găsi și un film după Vera Renzi, se numește Văduva Neagră. Căutați. Explicația Verei a fost cât se poate de naivă. Totdeauna voia să fie ultima femeie din viața bărbaților pe care i-a omorât. Și-a omorât soții și amanții, 35 la număr, și chiar pe propriul său fiu, deoarece acesta afla secretul. I-a mormântat în subsolul conacului și savura în fiecare seară paharul de șampanie în compania sicriilor de zinc. După decesul mamei sale, este mutată de tatăl său la Berkerecul, orașul din fosta Iugoslavia, acolo unde familia avea o moșie. Aici Vera, ajunsă la vârsta adolescenței, începe să-și arate adevărata față. Nesfârșite escapade amoroase, scandaluri sexuale în care se implicau elevi de liceu, banchieri și oameni de afaceri. Destinul face să iasă în cale un banchier austriac cu care se căsătorește și are un fiu, Lorenzo. Deși nimeni nu ar fi crezut, Vera devine o soție perfectă și o mamă model. Vera începe să încalce strâmb după doar un an de mariaj, iar soțul său dispare misterios. La scurt timp își găsește un alt pretendent putred de bogat, Joseph Renzi, care cade la pat, răpus de boală. Din acest moment, tânăra văduvă
revine la vechiule obiceiuri și își alege victimele din rândurile străinilor veniți la Viena. Astfel, în mai puțin de 10 ani, peste 30 de amanți trec prin patul Verei. Însă unul dintre ei avea să-i aducă sfârșitul femei. Milorad, un banchier sârb care se îndrăgostise de Vera, dispare la fel de ciudat ca și ceilalți bărbați. Numai că el era căsătorit, iar soția acestuia merge pe fir și află de existența amantei Vera. Ea este cea care convinge autoritățile să deschidă o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat cu bărbatul ei. Condamnată inițial la moarte, Vera a beneficiat atunci de clemența legii care nu permitea execuția femeilor și a fost transferată pe viață într-o închisoare de maximă securitate. Ea începuse să le vorbească bărbaților pe care i-a ucis cu voce tare, simțindu-se înconjurată de aceștia. În urma schizofreniei, Vera a fost transferată la ospiciu, unde s-a stins din cauza unei hemoragii cerebrale. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și să-mi spuneți care a fost criminalul în serie care v-a înspăimântat cel mai rău. Și dacă mai vreți să fac astfel de videoclipuri despre criminali în serie din alte țări, lăsați-mi în comentarii. Să aveți o zi faină și sper că v-am speriat.